Bun găsit! Licitația pentru serviciul de distribuție și transport al agentului termic va fi reluată pe 23 iunie. Primăria Suceava a trimis adresa către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, dar și către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Adresa a fost trimisă pentru a grăbi susținerea unei noi licitații necesare pentru buna desfășurare a activității de termoficare din municipiu. Noi am dat adrese la ANRMAP, la ANRSC, care au fost aprobate. Pe data de 23-6 se repete din nou licitația pentru transport-distribuție. Eu rămân optimist că vor veni în continuare oferte la această a doua licitație, pentru că în conformitate cu legislația în vigoare privind serviciile publice comunitare, pentru a ajunge în ultima fază, în cel mai rău caz, la negociere, trebuie să participe la una sau la a doua licitație care, mă rog, precede aceste negocieri. Ca atare, pe 23-6 va avea loc licitația. Sigur, pe 24, așa cum știm, expiră licența la termica. Eu să vă găsi o soluție, să vedem cum vom asigura în continuare apa caldă la populație. În opinia edilului Sucevei, principala preocupare a sucevenilor ar trebui să fie plata facturilor la asociații pentru furnizorii de utilități, în contextul în care există riscul de sistare atât a apei calde cât și a celei potabile. Eu zic că principala problemă a populației trebuie să fie preocuparea pentru plata facturilor curente și restate la termica, pentru că de acolo poate veni cel mai repede suspendarea furnizării apei calde. Schimbările directoriale produse la noua centrală de cogenerare nu au rămas fără comentarii. Primarul municipiului a dorit să aducă câteva precizări în acest sens. Am văzut, mă rog, în presa locală niște articole din care s-ar subînțelege că a fost înlocuit domnul Plăcintă de la conducerea bioenergiei. Nu este adevărat. Domnul Plăcintă are niște probleme de sănătate. Ieri a avut loc o intervenție chirurgicală la inimă, la Târgu Mureș. Am discutat de mult aceste probleme. I-am recomandat și eu să îngrijească problemele lui de sănătate, că nimeni nu-i face statuie, nici lui, nici mie, nici la alții. De aceea, domnul Plăcintă a făcut un pas în spate și a fost cooptat în staful tehnic, în bordul celor la bioenergie, domnul Vasile Ilie, căruia îi doresc succes. Totodată vreau să-i mulțumesc domnului Plăcintă pentru că, vă spun, toată responsabilitatea. Dacă nu era domnul Plăcintă director la bioenergie, nu se putea pune la termenul de anul trecut centrala în funcțiune. A pus foarte mult suflet acolo. Domnul Plăcintă este unul din cei mai buni profesioniști în energie termică din România și o spun cu toată responsabilitatea. Deci vreau să-i mulțumesc domnului Plăcintă. Pe de parte, el, așa cum am spus, rămâne în continuare în staful tehnic, îi doresc multă sănătate, sunt alături de el în aceste momente grele și vreau să-i doresc mult succes și domnului Vasile Ilie, așa cum știți, un om care vine din sistem, a lucrat, a fost director la EON, sunt convins că vom putea avea în continuare o bună colaborare instituțională la nivelul primăriei și a firmei bioenergiei.